Polițiștii olteni au aplicat în doar 3 zile sute de sancțiuni. Cele mai multe i-au vizat pe șoferii certați cu legea. Unii dintre ei s-au ales și cu permisul de conducere suspendat sau cu certificatul de înmatriculare ridicat. În urma abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 160 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 52.000 de lei. Totodată au fost reținute 16 permise de conducere și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare. Un tânăr din Găneasa s-a ales cu dosar penal. Deși fără permis, el a furat mașina unei rude și a plecat la plimbare. Drumul a fost scurt, pentru că a lovit din plin o mașină parcată pe o stradă din Slatina. În urma activităților desfășurate, polițiștii biroului rutier Slatina au identificat un tânăr de 23 de ani din comuna Găneasa, care, în timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei din municipiul Slatina, la efectuarea virajului la stânga, a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în coliziune cu un autoturism care se afla parcat. Polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință. Polițiștii din Olt vor continua seria de acțiuni menită să pună capăt faptelor antisociale ce aduc atingere persoanelor din județ sau bunurilor deținute de acestea. Cei mai ageri ochi vor fi pe șoferii care ignoră legislația rutieră și pun grav în pericol viața participanților la trafic.